Salut și bine v-am găsit pe canalul FV Blog. În acest clip vom despachita un colet cu produse electronice cumpărate de pe AliExpress. Acesta fiind episodul 4, n-am mai făcut un clip cu mailbox de anul trecut din vara lui 2023. Haideți să-l desfacem. O să fie un clip scurt, o să despachetez și o să arăt fiecare produs în parte. Dar nu o să le testez și așa mai departe, ci o să fie în alte clipuri separate. După cum ați observat, sub același pachet sunt mai multe colete. Să le luăm pe rând. Acesta. Da. Sunt niște conectori de curent continuu. 10 bucăți, conector DC de panou, 5,5 cu 2,5 mm. Să arăt unul mai aproape. Cam așa arată. Și conectorii RCA de panou. Aceștia am mai cumpărat mai de mult pentru acel amplificator căști. Dacă mai țineți minte, dacă nu aveți link în descriere. Acesta este un pachet mai mare. Da. Este acel fludor de la Mecanic, Classic Mecanic, HX-T100. Să desigilez de aici. de grame, dar de ce? Că acolo scrie 250. La prima vedere nu arată rău, sincer. SN 63%, PB plumb 37, flux între 1 și 3%. Aici scrie 150. Ah, da, uite, nu am citit bine. 150 grame și net 137. Dar nu spune că practic 13 grame este acest suport din plastic. Da, e bine de știut. Deci mare atenție că primiți mai puțin, în realitate. Un alt pachet. Tăiem ușor de aici. A, da. Am vrut să testez eu, din curiozitate. Și voi testa, practic, pe viitor, câteva stabilizatoare 7812. Imitații după originale, să fac comparație cu unele bune. Cam așa arată. Ce fel de scris? Trebuie să pun într-o parte ca să vad. Straniu. A, și nu am numărat câte au venit. Una, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Da, chiar 10. Chinezul a numărat bine. Următorul pachet. Nu se desface de aici. Hai să tăiem din partea asta. Ah, da. Conector disitată de 5,5 ori 2,5 mm. Dacă sunt și eu curios să vedem cum arată. N-arată nici rău, dar nici extraordinar. Sper să fie în regulă. Are chestia asta pentru izolație, ceva gen. Dar e oarecum în regulă, pentru că eu practic vreau să izolez plusul de minusul de aici. Da, bine. Hai să înșurubăm unul, să vedem dacă e în regulă. Hai, nu. Hmm.
Hai că nu-i chiar rău. Următorul colet. Aici avem întrerupătoare rotative. Așa arată. Un pin în centru și cu 5 poziții, teoretic, văd că sunt mai multe. Deci, unul e poziția asta, în partea stângă de tot, 2, 3, 4, 5, 5, da, e în regulă. Următorul colet. Un amplificator în clasă D, din câte știu. Integratul, ca să fiu sincer, e destul de măricel. N-arată rău. Spatele. Îmi place că au pus foarte multe condensatoare de filtrare pe alimentarea de 12V până în 24, în paralel de 100 de microfarazi. Fiind puse în paralel, practic scade rezistența internă, însă capacitatea crește. Aici, fiind 100 fiecare, în teorie trebuie să dea aproximativ 500 de microfarazi. Asta vă arăt invers. Observ că are filtru pe ieșire pentru a nu reda și frecvența de comutație. Și ultimul colet. Asta e mai măricel. Pachetul. Sunt niște punguțe zip. Pentru... Da, firave sunt. Să măsurăm, să vedem cât e. Trebuie să fie de 20 cm pe 10 cm. 20 și ceva, în realitate. Și pe 10. A, da, e bine. În total sunt 100 de punguțe. Destul de mult. Nu le mai desfac pe toate. Stați că mai avem încă un colet. Venise între timp. Să-l desfacem. Să-l desfacem pe acesta. Avem da, avem un mic amplificator, dar se pare că a venit cu probleme, din păcate. Da, cu o mică problemă a venit. Cred că pot să repar, să văd cum anume. S-a exfoliat, probabil a fost lovit kitul și s-a smuls acest condensator electrolitic de aici. Poate găsesc eu modalitate să îl pun înapoi. Îl pun într-o parte și văd eu ce rezolv. Este cu integratul CS, un amplificator, un kit cu integratul CS8673E, din câte se vede. Și acum chiar e ultimul pachet, acesta. Un set de conectori RCA.
Arată foarte bine. Arată mai bine decât am crezut. Superb arată. Cam aici se termină acest clip. Dacă v-a plăcut, nu uitați, vă rog, de butonul like, să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja și vă aștept pe data viitoare. Toate cele bune, la revedere!